Colegii mei, Ahmed și Carmen, v-au povestit de ce acest ghid. Eu aș dori să vă prezint foarte pe scurt de ce Diana, Carmen și cu subsemnata am considerat că trebuie să-l traducem în română. De ce un astfel de ghid în limba română? Pentru că, un moment să-mi găsesc și mouse-ul, așa. Da, pentru că acest ghid aduce ceva nou pentru spațiul educațional românesc. Și în primul și în primul rând vorbim de niște elemente care poate la prima citire, la prima lecturare, nu sunt chiar atât de transparente. Unu, este vorba despre creativitate. Deci, în primul și în primul rând, transpare cumva ideea că dreptul de autor trebuie bine însușit și avem nevoie de noțiuni de legislație digitale. Deci, creativitatea, care, oricât de paradoxal ar părea, este determinată de dreptul de autor, deci acel copyright. Cel de-al doilea element este vorba despre libertate, libertatea de a alege. A alege ce? A alege să-ți faci tu însuți deschise aceste resurse pe care le creezi sau libertatea de a alege să folosești în cursurile tale, în unitățile tale de învățare, alte resurse educaționale deschise. Al treilea element în care vine acest ghid este accesibilitatea, adică o educație de calitate inclusivă pentru toți. Da? Ne ducem cu gândul la obiectivul de dezvoltare durabilă 4. Și nu în ultimul rând este vorba despre responsabilitate, despre ideea de a stârni în copiii noștri să aibă un comportament de utilizator corect în rețea, de ideea de a induce obișnuințe din acestea bune. Deci, cu alte cuvinte, este un ghid care aduce și cumva sistematizează, clarifică niște noțiuni care nu sunt transparente la prima vedere, dar cu care spațiul românesc se confruntă. Care ar fi acestea? O să le iau pe rând. Deci, în primul și în primul rând, pentru fiecare dintre ele am încercat să identific obiectivul UNESCO în care se regăsește. Și un exemplu de bună practică, o poveste din aceasta de succes din cele 12, toate sunt de succes și a fost într-adevăr o muncă foarte asiduă să le selectez pe cele mai bune. Și atunci, de ce vorbim despre binomul acesta fantastic, copyright versus creativitate, da? Sau mai pe românește, 1 plus 1 uneori să știți că chiar face 3. Și este o formulă matematică care este adevărată, dar doar dacă ești foarte creativ. De ce? Pentru că există o serie de întrebări care sunt încă adresate în mediul educațional și care încă nu au răspunsuri și le vedeți aici pe slide. Deci ar trebui eu să cunosc drepturile de autor, de ce nu mă pot prevala de această utilizare rezonabilă de bun simț la mine, la clasă, în pereții clasei mele. Mai mult decât atât, știu eu să combat miturile acestea care există referitoare la legea dreptului de autor? Trebuie eu să fiu jurist? Nici noi nu avem facultate de drept. Când nu știm cum să mergem mai departe, efectiv apelăm la câte un specialist. Care ar fi aceste mituri? Da? Miturile sunt cele care le aflăm în cancelare, care le aflăm la o șuetă, la o cafea, dar ideea este că nu tot ceea ce este pe internet este public. Adică el este public, dar nu este public pentru mine că eu să-l pot să folosesc. Și dacă eu citesc sursa, o pot folosi. Nu este chiar așa, este vorba despre atribuire. Care atribuire? Atribuire pe care o aduce licența Creative Commons și pe care Carmen a detaliat-o anterior. Deci sunt câteva mituri pe care trebuie cumva să le combatem în lecțiile noastre, indiferent că sunt de română, de chimie sau mai știu eu de ce altă disciplină. De ce? Pentru că eu sunt atât ca profesor sau ca elev, ca student, și utilizator, dar și creator. Ca utilizator, caut, selectez, mixez, descarc, partajez, ca și creator, ca și autor, ca și deținător de drepturi, iar uneori nici nu mai sunt eu deținătorul de drepturi, cazul în care public și îmi dau drepturile către o editură, cu niște restricții asupra resurselor pe care eu le creez. Da? Și atunci, practic, se creează așa un fel de climat din acest așa de neîncredere, de frică, wow, da, deci eu nu pot să folosesc acea resursă educațională. Și nu știu că, de fapt, da, există posibilitatea de a accesa resursele educaționale deschise. Ei, cum înțeleg profesorii în general această situație? De obicei sunt trei mari categorii de profesori, pe care Renee Hobbs, o mare profesoră de media literacy din state, îi clasifică neștiutor, conservator, da? Și cei care se conformează. N-am să insist foarte mult, dar atât am să vă spun că neștiutorii sunt cei care chiar nu vor să facă absolut nimic în această privință și îi felicit pe cei 55.000 de profesori din proiectul CRED care au ales să treacă cel puțin în tacma conservatorilor, adică cei care știu, cei care într-adevăr doresc să facă ceva, le inspiră copiilor, dar rămâne totul în zidurile clasei. Iar conformiștii din care facem și noi parte sunt cei care știm de aceste reguli de utilizare rezonabile, de
deschidere de acces liber, în care știm că cele 10% dintr-un text sau 3 minute dintr-un video avem voie să le folosim, ne uităm și citim acea licență Creative Commons și știm cum putem refolosi aceste resurse. Și acum nu trebuie să vă temeți de aceste licențe, pentru că instrumentele acestea care acordă o astfel de licență, ele practic întăresc dreptul de autor. Noi nu practic înlăturăm dreptul de autor, ci pur și simplu îl consolidăm prin acordarea altor drepturi. Așadar, primul element de noutate este acest creativitate, care C-ul acesta ar trebui să fie bineînțeles că nu vine nici de la copyright, vine de la common. Da? Și efectiv, cumva, instrumentele acestea pun în balanță și asigură un echilibru în condițiile în care dreptul de autor te limitează atât de drastic. Cel al doilea element este vorba despre libertatea de a alege. La fel, am încercat să identific care sunt obiectivele UNESCO și un exemplu, o poveste de succes. Dar această libertate de a alege este cumva de a merge de la toate drepturile rezervate, cum zicea Carmen, că poate este utopic de spus să mergem la niciun drept rezervat, ci să avem toate în domeniul public. Da? Avem foarte multe elemente care le putem folosi din domeniul public, dar undeva să ne situăm la mijloc. De ce? Pentru că avem niște libertăți de a ne folosi de lucrări, de a da dreptul de a folosi lucrările noastre altora, da? De a face lucrări derivate, de a distribui, de a partaja și așa mai departe. Deci este acel Creative Commons care se interpune între toate drepturile rezervate și niciun drept rezervat. Bun. Și atunci vreau să vă atrag atenția, așa cum Carmen a subliniat, capitolul 3 este poate unul dintre cele mai importante din acest ghid, care pe lângă faptul că face o atenționare asupra permisiunilor pe care le oferă resursele educaționale deschise, acei 5R, da? Pe care trebuie să însușim, și modul în care putem să și le combinăm și să le folosim cu succes la clasă. Ei, mai mult decât atât, trebuie să-i fim recunoscători lui George Harry Popescu, pentru că a reușit să traducă în limba română și avem versiunea 4.0 internațională a acestor licențe. Și acum vreau să vă spun doar de ce ar fi nevoie să cunoaștem toate aceste lucruri și vă dau un caz foarte ușor. Mona Van Gogh, precis o știți, este o nebunie, așa, o epidemie artistică de parodii care circulă în mediul online. De ce ar trebui eu să încurajez copiii să facă o astfel de lucrare derivată? În primul și în primul rând, de ce ar trebui, de exemplu, să le stimulez creativitatea și să aibă niște lucrări originale cu fața lui Van Gogh și a Mona Lisa pe diverse alte poze. Am încercat să caut cu Teen Eye și cu Google Images căutarea inversă motoare, care Carmen a subliniat, se găsesc la pagina, da, putare, și am găsit că, de fapt, este vorba despre o derivare a fotografiei din Unsplash a unui utilizator care a pus-o cu licență Creative Commons 0, adică cea mai permisivă din domeniul public. Dar fiindcă vorbim de practici educaționale deschise, trebuie să ne gândim foarte, foarte bine de ce aș vrea eu să folosesc această derivare, această combinare, această transformare. Pentru că aș putea să vorbesc la lecție, eu știu, oare Van Gogh a pictat într-adevăr pe Mona Lisa sau cam cât costă un tablou de Van Gogh și așa mai departe. Ei, libertatea aceasta, deci, ne permite să căutăm tot felul de resurse, audio, video, cărți și așa mai departe. Vă recomand cartea aceasta, Furtul, istoria muzicii, care a apărut recent și este vorba despre, efectiv, o traducere, o adaptare în limba română cu o licență Creative Commons, care vorbește, efectiv, de plagiat, de împrumutat, de combinat, de remixat, când a existat sau când nu a existat un drept de autor. Discutam zilele trecute cu Carmen ce se întâmplă cu această rapsodie a lui George Enescu, da, care a apărut în 1902, dar ea, de fapt, se bazează pe Am un leu și vreau să-l beau, din 1800 și ceva, al lăutarilor Sava și Dinicu. Cel al treilea element este vorba despre accesul și accesibilitate. Adică, ce înseamnă acest acces și accesibilitate? Am mai spus, este vorba despre educație inclusivă pentru toți. Adică, și pentru abilități, și pentru dizabilități, și pentru persoane care au ritmuri sau stiluri diferite de învățare. Iar pentru acest lucru trebuie să te adaptezi la necesitățile cursanților. Care ce înseamnă? Înseamnă că tu trebuie să cunoști cel puțin un model pedagogic de construcție a unei resurse educaționale și unul dintre ele care este cel mai potrivit pentru RED-uri este designul universal pentru învățare. N-am să insist asupra lui pentru că mă gândesc că îl cunoașteți. Și știți că învățarea este unică, este ca amprenta, este ca, eu știu, ca un ADN din acesta digital, în care putem să ne facem lucrurile, resursele noastre accesibile. Un document simplu este dat ca și exemplu în acest ghid în Word. Ce poți să faci să-l faci accesibil și pentru cel care are o abilitate extraordinară sau o dizabilitate sau un ritm din acesta de învățare sau un stil de învățare, eu știu, kinestezic. Bun, eu v-am dat, de exemplu, un alt
tool prin care poți să compari, de exemplu, două culori, o combinație catastrofală, roz cu turcoaz, și se vede că la baza ecranului este roșu. Dar avem această posibilitate de a oferi educație pentru toți. Cel de-al patrulea element este responsabilitatea, acel comportament social corect pe care îl dorim de la elevii noștri și nu numai, chiar și de la noi profesorii, care uneori nu știm că facem lucrurile greșit pentru că nu cunoaștem legea, deși nu este nicio scuză. Și anume, cine este răspunzător și față de cine? Da? Adică noi chiar ar trebui să predăm despre acel buy din licența Creative Commons, despre acea atribuire, care atribuirea de foarte multe ori noi asociem cu plagiatul și nu intrăm în această zonă. Pentru că avem instrumente prin care putem cita în referințe, în text. Avem inclusiv, de exemplu, blogul APA al Asociațiilor Psihologilor Americane, care îți citează frumos o resursă educațională deschisă de orice tip. Dar de la ce vârstă ar trebui noi să învățăm elevii despre atribuire? De la 7, de la 8 ani? Este foarte greu, dar nu este imposibil, să știți. Atunci, fiindcă noi lucrăm foarte mult cu imagini, în special la clasele foarte mici, măcar rețineți aceste patru elemente, titlul, autorul, sursa și licența, care se pot, da, prelua din fotografia respectivă, din depozitele pe care Carmen le-a amintit, sau se pot efectiv ștampila pe fotografie dacă dorim să nu facem nicio instrucție cu elevii noștri, folosim Photo for Class sau un exemplu foarte simplu, CC Stamper. Pui o ștampilă și dai credit. Și în felul acesta încerci cumva să responsabilizezi cu obișnuințe bune elevul, să aibă un respect față de creator, în așa fel încât și el să culeagă roadele acestui respect. Dar de ce ar fi importantă această Creative Commons, acest acces deschis pentru educație? Din două puncte de vedere, dar cel mai important este faptul că noi trebuie să fim conștienți că elevii noștri vor fi pregătiți pentru o societate în care vor fi fluenți digital, cursiv digital. Ce înseamnă acest lucru? În primul și în primul rând este vorba despre alfabetizare, ceea ce zicea Radu despre digital literacy. Este vorba despre capacitatea de cum sau ce folosim, da, în mediul acesta online, de exemplu, cum folosim un mesaj. Da. Cea de-a doua este capacitatea de când și de ce, da, este fluența asta digitală. Când voi folosi eu un mesaj într-un forum sau, eu știu, într-un post de Facebook. Și pentru aceasta tu trebuie să fii un educator deschis, adică trebuie să știi să aplici acele pedagogii, acele practici educaționale care sunt descrise atât de bine în ghid. Despre acest lucru, dacă ne situăm ca lider, ca explorator, Doamne ferește să fim toxici sau ostili, am vorbit împreună într-un capitol de carte care a apărut în volumul Educația Digitală de la Polirom. Vă invit călduros să-l găsiți pe elefant.ro. La fel după cum, dacă n-ați făcut-o până acum, vă invit să vă înscrieți la programul nostru post-universitar de resurse educaționale digitale pentru instruire online. Mulțumesc! Sper că m-am încadrat!